Moneda națională, leul moldovenesc, este mijlocul de schimb folosit pe teritoriul Republicii Moldova pentru a achita bunuri și servicii. Zilnic utilizăm ca mijloc de plată monede metalice cu valoare de până la 50 de bani și bancnote de hârtie cu valoare de peste un leu. Monedele metalice sunt în circulație încă din zorii civilizației, inclusiv pe plaiurile noastre. Banii de hârtie au apărut mai târziu. Fiecare monedă metalică este un document prețios despre epoca sa prin imagine, informație și legenda pe care o poartă. V-ați întrebat însă vreodată de unde vine leul moldovenesc? Precursorul monedei noastre naționale, a leului moldovenesc, a fost talerul leu olandez, care este bătut de către Provinciile Unite în secolul al XVI-lea. Această monedă foarte rapid a devenit populară în întreaga Europa, inclusiv și în principatele române. În țara Moldovei, această monedă a fost numită leu, în special datorită imaginii pe care o conține. Moneda are pe avers imaginea unui cavaler în armură, care susține un scut pe care este imaginea acestui leu. Iar pe revers apare pe toată suprafața leul rampant sau leul heraldic. Moneda națională, alături de drapel, imn și stemă, reprezintă expresia suveranității statului. Leul moldovenesc a fost pus în circulație la 29 noiembrie 1993. Istoria monedei naționale a leului moldovenesc este o istorie semnificativă a Republicii Moldova, pe care eu, împreună cu colegii din acea perioadă la Banca Națională, am trăit-o din plin, cu maximă intensitate, în condiții geopolitice, macroeconomice, sociale destul de dificile, să ne amintim de conflictul militar din 1992, de blocarea relațiilor economice din spațiul CSI, de blocarea decontărilor bancare, de scindarea sectorului bancar. Aș menționa curajul politic deosebit al conducerii din acea vremuri, a clasei politice și a conducerii băncii naționale. Banca Națională și-a îndeplinit cu brio rolul său și a introdus leul moldovenesc, care ulterior a devenit un catalizator, un nucleu al stabilității macroeconomice din țară și a proces la cele procese economice de consolidare a independenței, suveranității Republicii Moldova. Bancnotele pe care le folosim astăzi au fost create de regretatul artist plastic Gheorghe Vrabie, care este și autorul stemei de stat. Bancnota este de fapt o lucrare de sinteză, o lucrare complexă care cuprinde genul portretului, genul peisajului, arta heraldicii, simbolistica. Deci sunt foarte multe elemente care nu oricine le cunoaște și este într-adevăr foarte complicat să le închegi pe toate într-o lucrare. S-a lucrat în mare secret. Gheorghe Vrabie trebuia să plece în București să lucreze, dar să nu spună nici măcar soției unde este. A lucrat timp de 3 luni de zile, practic zi și noapte, păzit de o santinelă, pentru a nu se scurge informația. Gheorghe Vrabie era foarte mândru de această lucrare, de aceea mi-amintesc cu drag cum tatăl meu spunea că leii noștri sunt buni anume pentru că sunt ai noștri. La un sfert de veac de la introducerea leului moldovenesc, Banca Națională a Moldovei a lansat ideea punerii în circulație a unei noi familii de monede metalice, argumentând, între altele, că bancnotele cu nominal mic au o viață mult mai scurtă decât monedele de metal. Durata de viață a unei monede este de obicei de 20 de ori mai mare decât a unei bancnote de aceeași valoare. De aici avem și un efect economic semnificativ în ceea ce privește costurile de producere. În plus, moneda este mai igienică și poate fi reciclată, ceea ce o face să fie mai prietenoasă mediului. Proiectul a fost susținut și de experți. Prima ce am făcut în calitate de expert, am calculat economiile de milioane de euro anual. Dar cel mai important lucru este impactul emoțional care are moneda. Banii de hârtie au mai puțin de 100 de ani, dar mii de ani de zile toate popoarele utilizau moneda. Banca Națională a invitat la consultări publice experți, autorități locale și centrale, reprezentanți ai mediului de afaceri și bancar și a anunțat un concurs pentru cel mai bun concept de design. Ca numismat, mi-a făcut plăcere să fac parte din comisia de selectare designului pentru monedele de 1 leu și 2 lei, pentru că îmi pasă cum arată monedele noastre. Selecția a fost foarte riguroasă, au fost mulți membri de la Banca Națională, au fost experți independenți, au fost numismați.
Până la urmă, ce e mai important e că designul final a fost ales în unanimitate de către toți membrii, respectiv noi, într-adevăr, am ales cel mai bun produs și abia aștept să-l văd în circulație. Au fost prezentate 80 de concepții, având 33 de autori. Mă bucur foarte mult că Banca Națională are o mare credibilitate la populație, deoarece au venit atâtea proiecte interesante. În aceste proiecte a fost investit mult suflet și rezultatele lui sunt foarte îmbucurătoare. După consultări, Banca Națională a trecut la următoarea etapă, punerea în practică acestei idei. Puse împreună, noile monede reprezintă un concept unitar care ne propune o călătorie în timp. Designul lor novator oferă o lectură modernă a stemei medievale moldovenești și reprezintă un omagiu istoriei și simbolurilor strămoșești. Imaginile care s-au utilizat pe cele patru monede reprezintă o geneză a stemei istorice a țării Moldovei din secolul XIV până în secolul al XVIII-lea și cuprind elemente trecute pentru inspirație artistică a autorului, de la cheia de boltă de la Suceava și la capul de bor tradițional din secolul al XIV-lea până la scutul din stema dinastică din epoca lui Ștefan cel Mare, cunoscut după clopotul de la Bisterța sau de pe Traian Vanghelu dăruit mănăstirii Zografu. Elementele reprezentative sunt cele care se regăsesc și astăzi în stema Republicii Moldova, deci capul de bour, roza heraldic, semeluna conturnată, steaua dintre coarnele bourului, combinate cu elementele puterii suverane, cum este coroana domnească. Banca Națională a Moldovei pune în circulație, începând cu 28 februarie 2018, o serie nouă de monede metalice, de 1, 2, 5 și 10 lei, care vor circula în paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominală. Monedele de 1 și 2 lei sunt confecționate din oțel placat cu nichel și au o nuanță argintie. Cele de 5 și 10 lei sunt din oțel acoperit cu nichel și alamă, ceea ce le conferă un aspect bimetalic. Centrul argintiu înconjurat de un inel auriu pentru moneda de 5 lei și respectiv centrul auriu înconjurat de un inel argintiu pentru moneda de 10 lei. Pe revers, în partea de sus, monedele poartă o monogramă din literele majuscule R și M, acronimul denumirii statului, Republica Moldova. Monograma este gravată folosind un procedeu holografic. Literele R și M devin vizibile prin alternanță când moneda este rotită spre stânga-dreapta. Pe suprafața cifrelor a fost aplicată microgravura cu legenda BNM. Fiecare monedă are muchie cu zimți diferiți pentru a diferenția mai ușor valoarea nominală a monedelor, în special de către persoanele cu deficiențe de vedere. Muchia monedei de 10 lei poartă suplimentar inscripție repetată a cuvântului Moldova, precedat și urmat de o stea. Alăturarea celor patru monede reconstituie pe avers imaginea stilizată a stemei Principatului Moldovei, inclusă într-un quadrilob cu elemente heraldice de epocă. Capul de bour privit frontal cu luna în faza de crai nou pe moneda de 1 leu, soarele pe moneda de 2 lei, steaua sub forma unui luceafăr, coroana princiară deasupra coarnelor bourului și trandafirul heraldic pe moneda de 5 lei și scutul dinastic domnesc al lui Ștefan cel Mare pe moneda de 10 lei. Pe revers, alăturarea monedelor reconstituie imaginea stemei de stat a Republicii Moldova. Fiecare monedă are greutate, diametru și grosime diferite. Noile monede întrunesc cele mai înalte standarde de calitate și elemente cu un înalt nivel de siguranță care asigură o protecție împotriva contrafacerii. La 25 de ani de la introducerea sa, leul moldovenesc se modernizează pentru a fi utilizat mai sigur și mai comod.